stau în fața unui bărbat adevărat. Un bărbat care astăzi împlinește 64 de ani. Dar, domnul Victor, dumneavoastră rămâneți a fi pentru noi un om care știe să iubească și să dea un respect pentru fiecare om care trece în viața sa. Astăzi vreau să spun acele cuvinte care mi s-au încredințat să le spun cu o lună și jumătate înainte. Noi știam că astăzi vom veni și o să vă vedem. Știam că astăzi am să stau în fața lui. Știam că voi spune acest mesaj de felicitare. Și dacă toată lumea de la masă astăzi au ridicat măcar odată un pahar și au zis: la mulți ani, Victore, eu astăzi am să încep să spun mulțumesc. Eu am fost rugată să încep cu câteva cuvinte, iar de la începutul acestui mesaj o să vă dați seama din partea cui vin ele. Scumpul și dragul meu, scumpul meu, Victor Gheorghevici. Ne-am întâlnit într-un moment în care niciunul dintre noi nu credea că va întâlni sufletul pereche. Ne-am întâlnit atunci când toată lumea spunea că nu sunt vente dragoste. Ne-am întâlnit în momentul în care respectul nu era să fie pus la masă. Astăzi însă putem să spunem, după 14 ani, că ceea ce am făcut noi doi am făcut doar pentru fericire. Am făcut și știu că astăzi suntem mândri unul de celălalt. Astăzi vreau să-ți spun mulțumesc pentru acești 14 ani. Pentru faptul că în mine ai văzut ceva mai mult decât au văzut alții. Au văzut o femeie care știa să ceară de la tine un singur lucru, un respect. Iar tu ai știut să-mi oferi respectul și dragostea ta. Îți mulțumesc că mi-ai întors înapoi acea încrezută femeie care știe să se încreadă într-un bărbat. Mereu aș vrea să spun că am venit frânți în această relație. Fiecare din noi avea câte o aripă doar, dar împreună am putut să facem un viitor pentru noi. Știu că am depus prea mult efort noi doi, dar știm că am făcut acest lucru unul pentru celălalt. Pentru noi, în acea clipă, a venit a doua tinerețe. Iar noi doi am știut să ne dăm dragoste unul pentru celălalt. Viața este mai frumoasă dacă este trăită în doi. Viața este mai frumoasă atunci când există un bărbat și o femeie unul pentru celălalt. Este mai frumos să trăiești acest destin dacă ai un umăr de încredere. Iar tu ești umărul meu de încredere. Niciodată nu am să mă satur să-ți spun mulțumesc pentru toate. Mulțumesc că ai redescoperit în mine femeia. Îți mulțumesc pentru ceea ce ești, pentru ceea ce faci. Și îți mulțumesc că bărbăția unui bărbat mereu se rezumă la un cuvânt: dragostea. Iar tu îl meriți din plin. Astăzi, scumpul meu Victor Gheorghevici, îți spun că te mulțumesc și îți doresc să ai mai mulți ani în pașaport și să fie toți fericiți, așa cum au fost pentru noi acești 14 ani. La mulți ani din partea cui! Eu aș vrea, dacă tot am zis Victor Gheorghevici, dumneavoastră o numiți cum? Era Vasile. Iată așa, aplauze pentru Vasile! Astăzi, doamna Veronica, doamna Vera, a transmis un tort pentru dumneavoastră, cu dragoste pentru voi, cu un simbol de sănătate, cu un simbol de dulce. Din momentul în care v-a cunoscut, a fost un moment de răscruce în viața sa și din acel moment a înțeles că poate fi iubită un pic mai altfel. Respectul este în fața unei iubiri, iar respect vine de fiecare dată de la dumneavoastră. Dulce să fie pentru buzișoarele domnului Victor, la mulți ani! Dar doamna Vera ne-a rugat să nu facem nici de cum așa, dar așa să fie. Cine-i de acord să aplaude? Aplaudați! 46 de ani! Totul abia începe, aplauze! Este frumos atunci când întâlnești o iubire la o vârstă. Este mai trist atunci când trăiești toată viața și înțelegi că nu ai gustat niciodată din acest sentiment. Astăzi, soția dumneavoastră vă spune mulțumesc pentru acești 14 ani și ea este sigură că o să vă aveți așa, unul lângă celălalt, încă mulți, mulți ani înainte.
Iar pentru acest lucru este nevoie de multă sănătate, nu-i adevărat? Da. Și sănătatea și inspirația să vină din acest coș. Nu cred că există un lucru mai frumos decât sănătatea. Iar noi, de un an de zile, înțelegem că este chiar important să avem o sănătate. Domnul Victor Gheorghevici, să aveți sănătate! De la doamna Vera Vasilevna, la mulți ani, să plouă cu fructe ca să vă. Dar cine să trăiască? Victor Gheorghe și doamna Vera să o aștepte și să fie pupărcească. Mulți ani trăiască! Iubitul meu e al
ce mii. Capul lui cu nune de aur curat, așa iubitul meu, scumpul meu. Capul lui cu nune de aur curat, așa iubitul meu, scumpul meu. Un scop în viață am găsit, să te fac pe tine fericit. Un scop în viață am găsit, să te fac pe tine fericit. Na 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 na